O întâlnire între cei mai experimentați pictori mușceleni și copiii care iubesc artele plastice, care au parcurs primul an de pregătire în cadrul școlii organizate de Cercul Alexandru Donici, s-a desfășurat astăzi, când au fost premiați cei mai talentați mici pictori și au primit sfaturi de la seniori. În cadrul Cercului Alexandru Donici se organizează cursuri pentru copii care vor să învețe desenul și pictura, iar la finalul acestui an de studiu a fost organizată o expoziție în holul complexului Big and Small. Este prima lor expoziție, o prezentare a lucrărilor care au ieșit astfel din mapele de lucru și au devenit opere de artă. Micii pictori au primit diplome, materiale speciale, pasiunilor, desenul, dar și medalii. Festivitatea de premieră a fost realizată de profesorul din cadrul Cercului de Pictură, Liviu Cioacă, directorul Casei de Cultură, Tudor Mușatescu, și doi dintre seniorii pictorilor mușceleni, Nelu Constantin și Gheorghe Paulian. Teodora Militaru, de la școala Generală Dragoslavele, clasa 1, care a parcurs o parte din Cercul Donici. Vlaicu Alesia Ștefania, de la școala numărul 1, Oprea Iorgulescu, clasa a 3-a, Cercul Donici. Da, Filipoiu Ioana Maria, Ivan George, Șain Ioana Alexia, nu este, și la fel și Șain George, și Șain George Stelian, fratele, Dodon Raul, de la Carol I, clasa a 6-a, Fotino Alexandra, Paholțu Carina Maria, o elevă care, cum să spun, a fost și la școala domnului profesor, sau este și la școala domnului profesor. Găleșanu Anastasia Elena, de la Rucăr. Iată rucărencele și Oancea Sandra Elena, de la Rucăr, clasa a 4-a. Oancea Lorena Ioana, două flori. Artiste. Udrea Elena Olimpia. Vine sora. Vine sora. Da. Și Ișpea Surorei. Și Antonia Maria. Așa. Marica Bianca, Bianca Maria, nu cred că a ajuns, este de la Albești. Bănică Ana Maria. Școala numărul 2, Cedaricescu, clasa 1. Băbuș și Alexia Ioana, tot Cedaricescu, clasa 1. Chei Monica. Ea a anunțat că nu poate să ajungă. Și acestea sunt la Cercul Donici. Și mai avem expuse câteva panouri cu alții copii care sunt de la tot de la școală din Câmpul Rom, în mod special s-au evidențiat pentru că lucrările au fost mai multe, dar care au trecut ca undeva acea selecție de la Dan Barbilian. Ochi Teodora, și aici prezintă doamna profesoară care le-a instruit, și Ivan Alexandru. Rămâneți pentru că mai sunt și alte. De asemenea, de la școala numărul 3, Nano Mușcel, sub îndrumarea altei profesoare de desen, avem trei. Nu știu dacă a venit cineva să le ridice, dar o să le trimitem. Tărăsoiu Maria Alexia, Tărpescu Mircea Teodor și Florea Crina Mihaela. Pe lângă premii, micii pictori au primit și sfaturi de la cei cu experiență de 10 de ani în domeniul artelor plastice, iar părinții care își îndeamnă copiii către pictură au primit aprecieri. Lucrările care există în momentul de față pe atârnate pe pereți dovedesc că au talent copiii. Ca acest câmp lung, am spus-o de nenumărate ori, este o, nu știu, o oază nemaipomenită de talent, o oază, un soi de miracol al talentelor. Gem de talent. Da, gem de talent. Bun. Dragi părinți, vă mulțumesc eu, partea pictorilor mușeleni, care m-au puțin și fac 50 de ani de când activează în această urbe, și sunt cunoscuți pe plan mondial,
sunt convins asta, dar datorită muncii. Am avut teamă, eu și cu domnul Paulian și domnul director, că nu o să avem elevi să urmeze ceea ce noi am trăit o viață. Dar uitați, dau roade. Au fost însă și două premii speciale, premii ce poartă numele inițiatorului Școlii Muștelene de Pictură, Alexandru Donici, și profesorului piteștean din Velcescu, pe care, începând cu acest an, Casa de Cultură Tudor Mușatescu le oferă celor mai talentați elevi. Așadar, din Velcescu, un premiu special, domnul profesor? Da. Pentru Ivan George, de la Școala Carol I, da? Clasa a patra. Felicitări, mă rog. Mă bucură că s-a reușit propunerea mea de acum 7-8 ani de a institui acest premiu Donici. Eu și cu domnul Paulian suntem elevii domnului Donici. O să vorbim mai multe atunci când o să plecat domnul director de Premiul Alexandru Donici, anul acesta, e mai micus, dar sperăm să fie mai mare. Dodan, Raul, Școala Carol I, la Transfa. Băiatul,